În momentul în care Comisia de verificare a semnalat anumite indicii referitoare la felul și modul cum s-au comportat cu pedepse și cu tot, le avem trecute în raport. Deci s-a întâmplat acest lucru? Din ce au spus copiii, da. Cum vi se pare acest lucru? Cum de nimeni nu a sesizat? Înseamnă că atunci nu au fost făcute acele controle periodice la fața locului. Angajații dumneavoastră nu au păstrat legătura fizică cu această asistentă maternală de 71 de ani. E adevărat, 71 de ani, dar legislația care este în momentul de față nu prevede alte restricții. Din ce vă relatez, colegii de-ai mei de la serviciul de management de caz pentru copii s-a deplasat. Managerul de caz s-a deplasat. Și au venit cum au mers sau cum? Păi nu știu să vă spun asta, sunt niște lucruri care lăsați-mă să mai treacă o perioadă de timp și cu siguranță ne vom întâlni. Domnule director, au trecut 2 luni deja, cât timp să vă mai dăm? Acum, cred că răbdarea este arma înțelepciunii până la urmă. Trebuie să avem... Atâta răbdare s-a avut până când cu acești angajați ai dumneavoastră, până când a murit o fetiță. Mai trebuie să moară cineva? Doamne ferește! Doamne ferește, nu se pune problema. Totuși avem o rețea de peste 400 de asistenți maternali. Directorul DGASPC Timiș, Bogo Anucin, nu exclude scenariul îngrozitor în care fetița de 4 ani care a murit să fi fost bătută și supusă la chinuri de asistentul maternal în vârstă de 72 de ani. Deși ne-au anunțat cu surle și trâmbițe că s-a făcut o anchetă internă urgentă după moartea fetiței, iată ce spune directorul DGASPC Timiș. Ce este adevărat și ce nu este din raportul corpului de control? Ați făcut o anchetă de asta? La respectivă nu a fost demarată cercetarea disciplinară pentru funcționarii publici. De ce? Am așteptat totuși să vedem și rezultatul care este al autorității și, bineînțeles, ne-ar fi interesat mult și partea de natură penală. Directorul DGASPC Timiș lasă să se înțeleagă că cei responsabili de asistenta maternală la care era fetița de 4 ani nu ar fi vorbit cu micuța așa cum prevede fișa postului. Acesta spune că în acte totul pare conform, în practică însă nu pare chiar atât de sigur. Cum adică sunteți acoperiți de hârtii? Să înțeleg că spuneți că unii angajați pe care îi conduceți nu și-au făcut treaba conform? Dacă este să mă refer, ei au mers pe teren, au făcut, probabil n-au stat de vorbă poate cu copila, poate și lucrul ăsta, dar din câte noi avem, noi pe documente, din punctul ăsta de vedere, s-au întâmplat lucrurile acestea. În încheierea interviului, Bogo Anucin spune că s-ar contura tot mai mult această ipoteză a agresivității asistentului maternal față de fetița pe care o avea în grijă și care a decedat în luna decembrie a anului trecut.